La începutul acestei săptămâni, în cadrul Comitetului Local de Combatere a Bolilor, a fost aprobat planul de măsuri pentru prevenirea apariției și evoluției pe teritoriul județului Călăraș a gripei aviare. În urma ședinței au fost dispuse măsuri ce vor fi aplicate la nivel județean pentru o perioadă de 30 de zile. Astfel se suspendă organizarea și desfășurarea comerțului ambulant cu păsări. De asemenea, sunt suspendate activitățile comerciale cu păsări vii pentru toate speciile de păsări comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricăror alte activități de intermediere în vederea comercializării directe de către crescătorii de păsări din gospodăriile populației. Comercializarea va fi efectuată doar de către fermele autorizate cu păsări a căror stare de sănătate este atestată prin certificare sanitar-veterinară de către medicul veterinar. Verificarea respectării acestor măsuri se realizează prin acțiuni de control organizate în comun de către inspectorii de specialitate ai DSVSA Călăraș și reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș și Inspectoratului Județean de Jandarmerie Călăraș, inclusiv prin efectuarea de controle în trafic și în punctele de trecere a frontierei de stat, ce vizează transporturile de păsări vii. DSVSA Călăraș face apel către populație de a aplica măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și cele sălbatice. Astfel va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciurile de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică, artificială sau naturală. Păsările domestice vor fi ținute în spații închise. În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Călăraș pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator.